Chiar nu lucrăm. Da, demersul a fost admis. Noi nu suntem satisfăcuți cu această decizie, o să fie contestată și vreau să repet, mă declar nevinovat. Tot ce mi se impută nu reflectă realitatea. Eu deja data trecută am vorbit mai mult la tema asta și am explicat că sunt două episoade. Primul este legat cu rambursarea datoriei mai vechi și al doilea cu un credit care a fost rambursat. În dosarul meu nu există niciun credit neperformant. Asta unul la mână și doi la mână, eu n-am nicio treabă cu BEM-ul și n-am avut cont și n-am avut absolut niciun credit de la BEM. Deci ce a fost și cum a fost, asta las să clarifice alții, dar repet, eu nu mă consider vinovat. Mulțumesc. În rest, cred că doamna procuror, doamna avocat, poate să vorbesc. Tot acest timp cât ați fost în arest la domiciliu, de câte ori ați fost audiat de procuror? Ce măsuri procesuale penale au fost? Deocamdată nu. Eu mi-am rezervat dreptul să fac declarații, dar mă pregătesc pentru acest lucru. Dar o să fac declarații, să știți neapărat. Instanța de judecată a admis demersul procurorului, luând cunoștință acum fugitiv cu încheierea instanței de judecată, observ că totuși instanța de judecată examinând demersul nu a reținut riscurile pe care le-a invocat partea acuzării, că aflându-se în libertate, domnul Kiril Cinski ar putea cumva să se escheveze de la urmărie penală. Instanța a constatat că într-adevăr se caracterizează pozitiv, însă din considerentul că mai sunt nevoie ca să se mai facă careva investigații, instanța a dispus prelungirea mandatului de arest cu care noi nu suntem de acord și desigur vom ataca în instanța de recurs la Curtea de Apel Chișinău. Atât.